O grupare specializată în furtul de case aflate în construcție din Arad a fost pusă pe butuș de polițiști. Acasă la unul dintre bărbați, oamenii legii au descoperit un adevărat depozit de materiale și electronice. Georgiana Boteza are amănunte. Georgiana. Timp de mai multe săptămâni, cei trei bărbați au furat din mai multe vile aflate în construcție. Cum șantierele nu erau păzite, hoții au reușit să spargă peste 50 de case. Nu au lăsat nimic în urma lor. La perchezițiile efectuate de polițiști acasă la unul dintre ei, oamenii legii au găsit geamuri termopan, sute de unelte electrice, aparatură electrocasnică și canistre pline cu motorină. Nici instalațiile de încălzire nu au fost iertate de hoți. Au furat țevile de cupru pe care apoi le-au topit și le vindeau centrelor de prelucrare a metalelor. Polițiștii au reușit să recupereze doar o mică parte din bunurile furate. Restul au fost deja vândute la prețuri de nimic în piețele arădene. Oana? Georgiana, mulțumesc pentru informații. Țigan.